Slăviți să fie Domnul! Amin. Sunteți bucurești de, bucuroși de, de cum arătați? Este care deva care nu s-a uitat în oglindă înainte să vină de acasă? Dacă nu s-a uitat el, eu zic cineva, mă, nu ai uitat în oglindă. Ce ziceți? V-ați dori ca o parte din trup să nu mai aveți? Sunt întâlnit vreun om care zice, nu-mi place degetul mic, e prea mic dă jos. Sau să zică cineva, nu-mi place cu doi rinichi, eu vreau cu unul, că așa vreau eu. Nu vorbim de cazuri extreme în care ci că unul își vinde câte un rinic, ferească Domnul, dar se mai întâmplă. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Versetul 4, Roman capitolul 12. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare, și mădularele n-au toate acea slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos. Dar fiecare în parte. Suntem mădulare unii altora. Ați zâmbit cu toții când v-am întrebat dacă v-ați imagina trupul dumneavoastră fără unul dintre mădulare. Și normalitatea e ca toate mădularele dintr-un trup să fie sănătoase și ne rugăm pentru asta. Amin? Amin? Și dacă avem sănătoase mădularele în trupului nostru fizic, este îndurarea lui Dumnezeu. Este doar harul lui Dumnezeu și pentru asta zicem slăvit să fie Domnul. Dar mă întreb de ce atunci când trecem la această imagine, această metaforă a bisericii ca trupa lui Hristos, ne imaginăm că e diferit. Câte unul zice, sau câte o soră zice, se poate și fără mine. Nu-i neapărat să fiu prezent la biserică? Oricum, ei încep slujba și fără mine, cântă fără mine, predică fără mine, dar să știți că nu asta e normalitatea. Când lipsești din trup, e o problemă. Mesajul pe care mi l-a dat Duhul Sfânt se intitulează Tu ce dai în trupul lui Hristos? Noi zicem, dat cu tare nu-i bun. Vrem o predică mai liniștită, așa mai loșoi. Să fie mai... Băi, nu predica așa despre păcat, că îți facem videoclipuri. Nu zi așa tranșant, că nu e ok, că vorbește un pic mai liniștit. Adică nu, nu, vorbim potriva păcatului. Am persoane care îmi spun aproape săptămânal, nu mai predicam potriva păcatului. Și eu le spun, nu pot să predic altceva decât Biblia. Amin? Slăviți să fie Domnul! Păcatul trebuie să fie atacat și anulat. Se zice amin aici. Oriunde e derulat, în orice moment, trebuie să fie taxat, trebuie să fie identificat și scos afară. Amin? Păcatul, nu oamenii, păcatul, da? Doamne ajută! Da? Întrebarea pe care o pune în această seară Duhul Sfânt este, tu ce dai? Apostolul Pavel la un moment dat zice, prin fiecare încărătură, ce dă în fiecare încheietură, prin ceea ce dă fiecare încheietură, trupul crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Asta e normalitatea. În momentul în care te-ai botezat în apă, imediat după ce ai fost scufundat în apă, tu trebuie să te gândești foarte bine și foarte clar ce dai dumneata în trupul lui Hristos. Care este rolul dumitale, pentru că intrând de drept și de fapt prin botezul în apă, în trupul lui Hristos, în biserica locală, tu trebuie să dai ceva. Și foarte mulți oameni când se gândesc la această expresie a da ceva, se gândesc la bani. Nu, la să se referă Scriptura. Unii dintre noi suntem chemați să dăm din perspectivă financiară și Biblia spune despre aceștia cine dă să dea cu inimă, cu inimă largă, nu numai cu mână largă. Unii dau cu mână largă, dar cu inima strânsă. Domnul zice, nu, dă cu inimă largă, adică dă din toată inima ta. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, cine face milostenie, versetul 8, să o facă cu scrânjini din diz, iar am dat, nu știu cum. Da? Iar l-am văzut pe ăsta și n-am putut, n-am mai scăpat de gura lui până nu i-am dat ceva. Nu. Să dea cu bucurie. Dar nu la aceasta se referă doar scriptura. Aș vrea să realizăm faptul că pentru a ajunge să dăm ceva în trupul lui Hristos, trebuie mai întâi să se întâmple două lucruri care sunt extrem de valoroase și dacă nu se derulează acestea, degeaba dăm ceva. Pentru că ceea ce dăm noi nu mai este cuantificat în cer. Nu vom primi răsplată dacă nu trecem prin primii doi pași. Pasul numărul unu este: dăruiește-te pe tine însuți. Amin? În primul rând, dăruirea ta totală la adresa lui Dumnezeu. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Vă îndemn, dar pentru că primul care a dat tot e Dumnezeu. Uitați-vă, vă îndemn, dar pentru îndurarea lui Dumnezeu. E cineva aici care zice că nu are nevoie de îndurarea lui Dumnezeu? Prin îndurarea lui Dumnezeu, spunea omului Dumnezeu, se bucură omul de viață. Prin îndurarea ta cea mare, spune Psalmistul, pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Prin îndurarea lui Dumnezeu pot să smici mâinile, pot să ajungi la biserică. Suntem aici datorită îndurării lui Dumnezeu. Și pentru îndurarea pe care a avut-o Dumnezeu pentru noi și casele noastre în seara aceasta, strigăm la Betania din toate inima, slăvit să fie Domnul! slăvit să fie Domnul, puteai să nu ajungi în locul acesta sau puteai să ajungi cu greu sau să trebuiască să pleci dintr-o dată din timpul slujbei, ești aici prin îndurarea Lui Dumnezeu. Ai viață, ai mișcare, ai suflare. Spuneam de dimineață, nu e război în România, prin îndurarea Lui Dumnezeu. Nu pentru că președințele și nu știu care din factorii decizionale au luat decizii bune, nu, ci pentru că Dumnezeu ne-a dat îndurare. Vă mă rog, ca îndurarea Lui Dumnezeu să rămână peste noi copiii dumneavoastră care au fost elevi, au terminat școala vinerea trecută prin îndurarea lui Dumnezeu. Niciunul dintre copiii bisericii nu a ajuns să aibă probleme, să aibă probleme grave de sănătate încât să nu-și termine cursurile din ce știm noi. Și zicem pentru asta, slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Cine ți-a păzit copiii mergând spre școală și întorcându-se acasă, este Domnul care a dat îndurare și pentru cei ce trec prin încercare, să știți că și în dreptul lor există îndurare. Dar îndurarea este cu o altă fațadă în dreptul lor. Și zicem, Doamne, binecuvintează-ne pe toți! Binecuvintează-ne pe toți! Să pricepem îndurarea ta! Ascultați ce spune cuvântul Domnului, prin îndurarea lui Dumnezeu. Rețineți, dragii mei, că Dumnezeu a dat îndurare. Ascultați ce spune versetul 3, prin harul care mi-a fost dat, spune Sfântul Apostol Pavel. Ascultați ce spune foarte clar, că nu doar el a primit har. Versetul 6, deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Ai har din partea lui Dumnezeu? Slăviți să fie Domnul! Ai har să spui, Domnul Isus Hristos este mântuitorul vieții mele. Într-o societate în care oamenii fug de fața lui Dumnezeu și îl prezintă doar ca să fie populari în momente în care autoritorul din jurul lor sau din fața lor e de acord cu Hristos. Noi zicem slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul din toată inima și pot să spui Iisus Hristos este Domnul, pentru că Dumnezeu ți-a dat har, Dumnezeu ți-a dat îndurare, Domnul a dat îndurare. Noi trebuie, la rândul nostru, spune Biblia, să aduceți. Și frumos ar fi fost să scrie aici: Sufletele voastre. Veniți cu Sufletele la Biserică, aduceți și duhurile voastre. Cu trupurile, faceți ce vreți voi. Motivați-vă, puneți-vă tatuaje pe ele. Faceți ce vreți voi cu trupurile voastre. Mascați-vă, machiați-vă, îmbrăcați-vă. Acum vine vara. Satana zice: dezbrăcați-vă. Doamne, ai milă de noi. Doamne, ai milă de noi. Noi trebuie să fim exemplari în fața lui Dumnezeu. Trupurile noastre sunt un templu al Duhului Sfânt. Nu le putem trata cum vrem noi. Noi trebuie să le tratăm cu sfințenie. Când îmbrac ceva, trebuie să mă intereseze dacă prin îmbrăcămintea mea îl cinstesc pe Hristos. Eu vin la închinare, eu vin în prezența lui Dumnezeu. Unii spun, frate, lasă că Dumnezeu se uită la inimă. Dumnezeu se uită la inimă. Întreb. De ce te îmbraci într-un fel și nu altfel? Vorbesc de oamenii care au decență. Deci o parte dintre surori au un stil de îmbrăcare și altă parte din sur au alt stil de îmbrăcare și toate sunt decente. Și toate sunt cu frică de Dumnezeu. La noi în biserică nu sunt probleme de să mai prinzi câte o persoană care intră pe interzis în domeniul ăsta. Da? Slavi să fie domn pentru biserica Betania. Ziceți amin. slăvi să fie domn. Ce arată? Ce te determină pe tine să ți placă într-un fel să te îmbraci? Interior, nu? Acum... Eu am harul că vă știți, dumneavoastră știți că sunt căsătorit cu cea mai frumoasă femeie din lume, Domnul să o binecuvinteze. N-a zis mine, merge un amin mai tare. Și eu mă îmbrac cum zicea. Da, deci asta e slăvit să fie domn pentru azi. Am, am, o grijă în minus. Da, sunt foarte liniști pentru azi. Dar înțelegeți ce vreau să vă spun? Că omul se îmbracă în funcție de propria lui personalitate. Îți place să iei o haină pentru că ai un anumit set de gândire, de reguli, minte. Gândurile tale sunt de anumită manieră. Când cineva se îmbracă într-un fel, arată ce e în el. Nu degeaba spune Sfântul Apostol Pavel să aduceți trupurile voastre. Nu aduceți doar o parte din trupurile voastre. Nu aduceți doar o părticică care vi se potrivește să, să bată bine cu cei în jur. Nu. Întreg trupul tău. Asta înseamnă ochii tăi, urechile tale, buzele tale. Se vorbea de dimineața, ai grijă ce vorbești. Știți că cântarea aia nu rămâne doar ironică. Ai grijă, gură mică, ce vorbești. Ai grijă. Foarte important ce vorbești. Urechile tale, mâinile tale, picioarele tale, degețelele tale, tu care ești online și ai șapte ferestre, închidele și șase, lasă la Sărma Betania. Okay? Tot trupul. Cine nu-i dă lui Dumnezeu tot trupul, degeaba îi spunei îi dau lui Dumnezeu o marțiară. Dumnezeu zice, nu-ți mulțumit să vii la biserică duminică dimineața, seara, marți, joi la tineret, vineri la biserică și în rest faci ce vrei. Domnul zice, mă interesează ce semnezi pe actele pe care semnezi. În fals sau în realitate? Mă interesează cum utilizezi mâna atunci când școala e în funcțiune. Copiezi? Dacă ești elev studenților, să nu cumva să aud că ziceți că vă ajuta Domnul să copiați. Aveți sesiune. Domnul să vă ajute să învățați. N-au zis mine, numai ăștia care mai studenți pe aici au zis mai mulți. Nu vreți să fiți binecuvântați la examene? Doamne ajută, începe să-și revină partea care era mai înceat. Înțelegeți care e ideea? Adică întreg trupul meu, de ce? Suma valorică, fiecare element din viața mea arată cine sunt eu în realitate. Eu nu pot să-i spun Dumnezeu, sunt, sunt, sunt pocăi la biserică și sunt pocăi doar cu urechile. Mă bine o predicat fratele, frumos o cântat corul, extraordinar o fost la biserică. Și când ești afară și trebuie să faci exact ce ți s-a spus în biserică, zici, las că asta e pentru biserică, ei cu comitetul, cu biserica, cu pastorul, cu slujitorii, cu nu știu cine, ei să facă rânduială. Nu! Sfântul Pavel zice, vândem dar, fraților, și aici intră și surorile, da, amin? Amin. Fraților și slorilor, zic eu, pentru îndurarea lui Dumnezeu, aduceți trupurile voastre. Cine nu-și dăruiește întreg organismul cu creierul pe care îl are, cu rațiunea sa, cu toate cognițiile, cu toate gândurile și cu toate scenariile care sunt în minte, cu întreg trupul, trupul său și cu toate mădularele în detaliu, fiecare dintre ele, nu poate să dea nimic în biserică cel mult de erori. N-are ce să dea. Pasul numărul unu este dăruiește-te pe tine însuți. Dați-vă lui Dumnezeu ca o jerfă, ca o jerfă vie. Tot mai adânc și mai profund trag această concluzie. Până nu te uiți la Dumnezeu și să-i spui, Doamne, dacă pentru tine trebuie să mor, dacă pentru tine trebuie să fac pușcărie, dacă pentru tine trebuie să pierd bani și toate averile mele, dacă pentru tine trebuie să pierd tot în lumea asta, pe pământ, aleg să rămân cu tine. Când fiarele i pe primii creștini, când împărații romani au decretat ca creștinii să fie aruncați la lei, când groase nu puteau ține. Fiei, acei lei fierbântați, acei lei care răgneau din tot organismul lor, fometați de multă vreme. Creștinii au rămas în picioare și au zis, noi rămânem cu Isus Hristos. Noi pe Domnul Isus Hristos nu-L călcăm în picioare. Egal ce zice Nero, egal ce zice Domitian, Diocletian, egal ce zice împărații Romei. Pe noi ne interesează Marele Rege Isus Hristos. Și când mureau un creștin și când picături de sânge din trupul lui se așezau pe arenele romane, sute de alți păgâni se ridicau în picioare și ziceau și noi îl vrem pe Hristos, și noi îl vrem pe Hristos, și noi vrem să mergem cu regele Iisus Hristos. Și zice, ce? oamenii ăștia au înțeles că a se dărui lui Dumnezeu înseamnă dăruire totală. Poporul Domnului trebuie să strige, amin. Ajută-ne, Doamne, aduceți-vă trupurile voastre. Tăruiește-te, Domnului! Jerfă vie într-o lume moartă, într-o lume în care oamenii adorm din perspectivă spirituală, nu mai au acea viață de altă dată, nu mai au aceași putere de altă dată. Domnul zice, trebuie să vii ca un trup viu și șerfa asta trebuie să fie vie, plăcută lui Dumnezeu. Și nu uitați, va fi plăcută dacă e și sfântă. Amin? Doamne ajută! Ce dai pentru biserică sau ce dai în trupul Hristos? Ca să poți să dai ceva, în primul rând trebuie să te dăruiești pe tine însuți. La capitolul ăsta unii oameni falimentează pentru că îi zic asta nu o să fac niciodată. Să iert persoana cu tare nu o să pot niciodată. Să încalc pe propria mea ambiție nu o să fac niciodată. Să accept că sunt vorbit pe nedrept de rău nu o să suport asta. Ascultați ce spune Biblia, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău, urmăriți ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Dă-i mâncare vrășmașului tău. Poți? Să semnă dăruire. Asta înseamnă să nu mai te gândești dar de ce să nu meargă mie bine? De ce să nu fie în regulă viața mea e mie să meargă bine? Gândesc oamenii mie, familiei mele, neamului meu dacă se poate patru generații și în rest să fie potopul în jurul meu. Nu mă interesează. Nu așa gândești un creștin autentic? Creștinul autentic zice, mă voi dărui lui Dumnezeu. Chiar dacă prin dăruirea mea pierd trupul meu îl dau lui Dumnezeu. Cu tot ce înseamnă asta gândire, mișcare, suflare, atitudini, reacții, că trecem la pasul numărul 2. Să un pic mai practic. Și Biblia zice, vrei să ai ce să dai în biserică? Nu te mai potrivi chipului viacului acestuia. Pentru că în al doilea rând, ca să poți să dai ceva în biserică, trebuie să te debarasezi de lume. Mi-am că într-o zi am vorbit cu un bărbat trecut de 35 de ani, necăsătorit, nu prin zonă, de aceea vă spun detaliul acesta, și două ore a trebuit să stau cu el să vorbesc, să-i demonstrez că nu în regulă să aibă legături cu o doamnă sau o domnișoară care nu e întâlnită încă cu Isus Hristos. Îmi explica o grămadă, îmi spunea, păi, e cea mai bine manierată, lucrează cea mai bine, în domeniul în care lucrează este performant, are, are, nu știu ce top de lucruri, este, a fost olimpică la viața ei, are extraordinare lucruri bune puse la punct, știe să vorbească frumos, dar nu e botezată. Și două ore, două ore a să explic că nu e posibil, din perspectiva Scripturii, ca el, ca frate, ca mădular în trupul lui Hristos, să aibă o legătură cu această domnișoară sau doamnă care nu este încă în trupul lui Hristos. Păi când Biblia scrie verde în față pe românește, nu este îngăduit. Cum îmi permit eu să spun, păi stai un pic că la, nu știu care, centru creștin din Cluj, n-apuc îngăduit. Problema lor cu centrele lor. Aici este Biserica lui Isus Hristos. Aici Biserica este ghidată după Biblie. Cartea aceasta deține adevărul și ne crede ca mine să zic amin. Cartea aceasta nu poate fi terfelită. Amin? Doamne ajută-ne să pricepem asta Și apoi ne mirăm că se ajunge la tot felul de grozăvenii Că băiatul o umblat cu fata Amândoi s o botezat Numai ca să se poată însura și mărita Și într-un într an, doi, trei, cinci O divorțat Mare mirare Păi niciodată nu vă spucăiți Greșit Cum ai vrut să-L și mintă pe Dumnezeu s-au mințit pe ei înșiși și au mai și vrut să facă să aibă poze frumoase la boteză în apă. Dragii mei, pe Dumnezeu nu-L înșelăm. Dumnezeu e drept. Dumnezeu e corect. Eu nu pot să rămân cu capul în lume, cu urechile în lume, cu ochii în lume, cu buzele în lume, cu mâinile în lume, cu picioarele în lume și o să am pretenția să aibă Dumnezeu ceva cu mine. Să lucreze prin mine. Dumnezeu nu poate lucra prin mine dacă viața mea nu i dedicată lui Dumnezeu să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Ce legătură este între Hristos și Belial? Ce legătură este între întuneric și lumină? Când un băiat care este botezat în apă și dacă e și botezat cu Duhul Sfânt, are pretenția că se poate împreteni cu o fată din lume și zice, las că o evanghelizezi îi mai temit un mesaj, o mai trimit o predică, mai nu știu într-un final se va pocăi el. Nu. Biblia zice să nu vă potriviți. Biblia zice să nu aveți legătură cu ei. Să vă opriți din astfel de legături. Poporul Domnului trebuie să zică amin. Dacă ai putea vreodată să-ți imaginezi că ajunge Hristos Domnul să dea mână în mână cu satana, atunci s-ar prea putea o astfel de legătură să fie biblică, să fie corectă. Prea târziu când sunt consecințe, prea târziu. Biblia zice să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Mai există o metodă, cum se spunea de dimineață, în care unii zic, frate, eu, eu cânt ca ei, sar ca ei. Nu știu de ce au existat unul, trei iunie, hărbiți prin Cluj. Ne-am rugat și sper să falimenteze. Doamne ajută! Să nu mai intre în orașul acesta, să meargă unde vor ei, adică să nu meargă nicăieri. Dragilor, nu se poate, ascultați-mă ce vă spun, nu se poate să spui Jesus și să sar ca Pepsi. Nu se poate una ca asta. Să spui Hristos și să te dai peste cap pe scenă. Să spui Hristos. Știți de ce supărat pe astfel de întâlniri? Pentru că nu din biserica noastră, am urmărit să nu fie nimeni din biserica noastră, dar sunt din alte biserici adolescenți care nu au maturitate spirituală. Și le-au spus la părinți că merg la o întâlnire creștină, cu numit festival creștin. Domnul să ierte, comințit! Numai creștini au Și adolescenții care nu sunt maturi, am văzut pe câteva filmări scurte, n-am avut intenția să mă ui, dar fără să vreau am primit astfel de filmări. Și am văzut ce s-a întâmplat acolo. E o dezonoare la adresa lui Dumnezeu. Hristos e sfânt, dragii mei. Hristos e drept. Biblia asta nu se va terferi pentru mine, că mă cheamă care de Chivor, sau pentru dumneata, că nu știu cine din neamul tău vrea să facă asta. Hristos e sfânt. Biblia rămâne în picioare. Cine crede ca mine să zic amin. Amin, slăvit să fie Domnul. Nu încercați, nu încercați să mergeți pe drumurile lumii crezând că îi atrageți pe oameni cu chinare care pot să spun e chiar diabolică. E mare rea ca cea din lume, știi de ce? Măcar cei din lume recunosc că e rea. Aceștia spun că e bună. Vrei să dai ceva pentru Hristos? Debarasează-te de păcat. Discut cu tot felul de categorii de oameni, dumneavoastră știți bine, ca și ceilalți frați slujitori. Și cel mai greu e când un om zice, mai lasă-mă un pic să mai vorbesc. Mai lasă-mă un pic să mai țin legătura. Te-ai întors din lume, da? Ai venit aici în biserică sau într-o altă biserică și te-ai botezat în apă. Ai, ți-ai asumat învățătura bisericii pentecostale. Ți-ai asumat scriptura și ai intrat într-un proces de sfințire care înseamnă să te oprești în orice păcat, orice atitudine păcătoasă, orice gând păcătos, orice practică care nu e biblică. Te-ai retras din lume. Întrebarea pe care o am e următoarea. De ce te întorci înapoi? Vă rog să răspundeți la întrebarea de ce frați care acum 20 de ani spuneau asta e păcat. Acum zice, lasă frate că e context cultural, contemporan. Mă întreb, nu cumva s-a întâmplat ceva în timp? Nu cumva ni s-a diluat la unii dintre noi pocăința reală? Mă duc la multe întâlniri de tine, știți noastră bine și la conferințe și mă întreabă, e păcat să? Știți de ce întreabă e asta? Ei zic așa, să ne imaginăm că ar fi păcat aici, dar nu e, că aici e Biserica Sfântă, dar să ne imaginăm. Și el e aici, normal trebuie să fie pe mijloc, da? Și zice, cum să mă duc? Vreau să mă duc așa, 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 numai să nu cad pe partea asta. Aș vrea să mă duc pe aici. Să știu numai că nu e păcat. Cât să fac de rău, dar să rămân în biserică. Așa s-a inventat ideea că unii consumă bere fără alcool, alții își cumpără chiar bere cu alcool, și -o ascund prin supermarketuri. Dragii mei, trebuie să trăim o pocăință adevărată. Pentru că degeaba ne numim pedicostali și creștini, degeaba umblăm la biserică și batem trupul la biserică dus întors, să ajungem la biserică o sută de ani să mergem. Dacă ne potrivim chipului viacului acestea, Hristos nu-i cu noi. Orechile tale tinere și tânărule, oricine ești tânără, să nu mai asculte muzică infectă, să zici amin. Nu se poate să vrei să vii să cânți aici în față sau într-o altă bizerică și pe dopurile tale, pe căștile tale, să asculți în jurături și te mai întrebi de ce îți vin în jurături în minte. le ai băgat în creier, te-ai alimentat cu ele, le ai. Le-ai așezat în custodia background-ului minții tale și le ții acolo, și le ții acolo. Și la un moment dat când vine moment de nesiguranță, poate chiar de supărare, poate un context nefavorabil, ce-ți vine în minte? Păi suma valorii ca ceea ce ești și vorbești ce ai auzit și gândești ce ai auzit. O, Doamne, adune puterea asta să ne eliberăm, să rostim eliberare în numele Lui Isus. Peste viața noastră să fie eliberare totală. Iubesc pe frații și le iubesc pe surorile care atunci când s-au întors la Hristos și au aruncat amigeanele cu vin. Slăvit să fie Domnul pentru Au scos afară murdările din casa lor. Au scos de pe telefoanele lor tot ce era murdar. Și au zis cu persoana asta, pentru că din nou mă cheamă acolo, din nou mă cheamă dincolo, din nou vorbește asta, din nou că se nervează în jură de persoana asta, nu mai sun. Nu mai sun. Eu nu vorbesc că trebuie să ne dăm demisia de la locuri de muncă, da? Deci nu înțelegeți greșit. Ca înseamnă lene și păcatul ăsta e la fel de păcat ca celelalte. Lenea. Dar noi nu putem avea prieteni care trăiesc în păcat. Noi trebuie să le prezentăm adevărul și noi trebuie să fugim de păcat. Ascultați ce spune Biblia. Să nu vă potriviți chipului viacului acesta, ci să vă prefaceți. Dar nu ne-am botezat odată. Cum? Să ne mai prefacem? Dar în fiecare zi un proces de curățare continuă, curățare continuă, curățare continuă. Să-ți înnoiești mintea. A venit ceva peste tine care n-a fost bun? A venit o stare de nemulțumire, de supărare, de discordie? A venit ceva care n-a fost potrivit peste viața ta? Curăță-ți mintea! Curăță-ți mintea! Înnoiește-ți-o prin puterea lui Dumnezeu, prin sângele lui Isus Hristos, prin Duhul Domnului care conștientizează păcatul din viața ta. De ce? Altfel, nu o să-ți dai seama ce e bine și ce e rău. O să trăiești o pocăință de asta ieftină, combinată cu mocirlă și la final va fi prea târziu ca să poți da ceva în biserică. În primul rând, dăruiește-te pe tine însuți. Doi, Debarasează-te de păcat, de lume. Cum putem face asta? Ascultați ce spune Biblia. Fie vă groază de rău și versetul 9 spune stați așa liberi. Nu, lipiți-vă tare de bine. A renunțat la un prieten care înjura două cuvinte normale a treia înjurătură? Ia alegiți un altul. Caut un frate, pocăit, îl vezi foarte aproape de Domnul. Vezi că are relație bună cu Dumnezeu. Schimbă-ți anturajul. Nu ești obligat să vorbești cu aceeași persoane. Renunță la ele. Locuiește-le. Caută oameni de bine, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu. Du-te pe cărările sfinte. O să ajungi sfânt. Trei. După ce te-ai dăruit pe tine însuți. După ce te-ai debarasat de lume. Trei. Ce dai în biserică? Care-i darul pe care îl folosește Dumnezeu prin tine. O să spuneți, frate, dacă chiar fiecare om trebuie să aibă un dar, da. Amin? Ascultați ce spune Biblia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar, vreau să să și cu voce tare, trei, doi și fiecare în parte. Fiecare e foarte important în procesul ăsta în care identifici darul pe care îl ai, să definești care e chemarea pe care o ai. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Nici mai mult, nici mai puțin când vorbești din partea Domnului prin dar de prorocie sau ai primit o vedenie, să te ferească Dumnezeu să pui un cuvânt de la tine. Nimic de la oameni. Nimic să nu scoți. Frate, dar cum să-i spun asta că m-am rugat pentru el și Domnul mi-a arătat că moare? Păi roagă-te dacă nu știi cum să spui. Postește. Pregătește terenul. Iar la capătul unei surorii. Era chiar de aici, din Betania, sora Și la un moment dat, Duhul Sfânt mi-a zis, sună-l pe soțul ei, că am decis să o iau acasă. Trebuie să intri în camera lor și să le transmit vestea asta. Avea sute de prorocii că se vindecă, sute. Eu n-am știut. Mi-a dus dosarul cu prorocii. am uitat în ochii lui și am spus, frate, de azi devenim cei mai buni prieteni sau cei mai mari dușmani. Depinde că când înțelegeți ce vreau să vă spun sau nu. Domnul mi-a spus cum să-l pregătesc, cum să-l ajut să priceapă mesajul. Sora a avut un moment în care și-a spus ce a avut pe inimă. Și la finalul acelei discuții am spus, Soră, a spus, sora, Domnul mi-a zis că plecați. Sunteți pregătită? Vă păi mă că nu a fost simplu să-i spun așa ceva. E ceva dificil, foarte dificil. Și a zis, frate, dar nu se poate, că am mesaje, că trăiesc. Și m-am uitat din nou în ochii dumnei, împreună cu soțul, era acolo. Și a spus, soră, eu nu pot să-ți transmit altceva decât ce mi-a zis Duhul Sfânt. Au trecut doar câteva zile și s-au plecat. Nu vorbi niciodată ceva care să ți se potrivească ca imagine și nu transmite cuvinte care să bată bine cu imaginea ta, cu viitorul tău. Nu trebuie să intereseze viitorul tău, pentru că Domnul are în plan cum să modeleze inimile, cum să vorbească, cum să atingă. Întrebuințează-l pe măsura credinței tale. Dacă ceea ce ți-a spus Dumnezeu tu nu crezi, ia închide gurița. Nu mai dăm da proroci că nu sunt adevărați. Dacă tu nu crezi. Dacă tu n-ai credință că Dumnezeu vorbește și astăzi, ia închide-ți gurița. Vorbește Dumnezeu și astăzi prin prorocie. Cine crede asta să ridice mâna sus? Slăvit să fie Domnul. Domnul are astăzi proroci. Și când Domnul zice că e alb, e alb, nu e maro, nu e gri. Ce zice Domnul e da și amin. Poate să se radă de parte toată zona asta, cartierul Mărăști. Ce zice Dumnezeu se împlinește. Cine crede că mine să zică lăudat să fie Domnul. Glorie Dumnezeului nostru am întâlnit proroții care ad literam s-au împlinit. Am întâlnit mesaje care, prin care Domnul a descoperit lucruri care erau din trecut, de acum 20 de ani, 30 de ani, printr-un proroc. Mi-am că eram într-o anumită zonă a României și Duhul Sfânt a vorbit printr-un proroc pentru mine, ceva personal. Și era ad literam și am stat să analizez, dar am zis, prorocule, nu e adevărat ce ziceți. M-ați merit. Și a zis, da, e adevărat, am identificat evenimentul, da, vreau să mărturisesc înaintea Domnului că nu e în regulă ce s-a întâmplat atunci, acum 20 de ani. Pentru că Domnul vorbește și azi. Cine crede ca mine să zic amin, slăvit să fie Domnul. Este foarte important să definești care e domeniul în care Dumnezeu vrea să te folosească. Nu ești și din pătrățica ta, unde nu ești așezat, nu ești securizat. Nu întâmplător Sfântul Pavel zice foarte clar. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează, să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiasă cu râfnă. Ai pasiune pentru Dumnezeu. De ce în lumea asta întâlnim oameni care sunt pasionați de orice? Au hobby-urile lui, au pasiunile lor. Când vin la biserică, îți ca niște murmăloci. Unde-i pasiunea ta pentru Isus Hristos? Marele Rege a murit pentru tine. N-ai timp să vii la casa lui. N-ai timp să fii pasionat pentru cer. Când te rogi, roagă-te din toată inima. Când cânți, scântă din toată inima. Când predici, strigă cuvântul lui Dumnezeu. Autoritatea Domnului să fie peste tine. De ce? Domnul vrea să te folosească după darul pe care ți l-a dat. Amin. Amin. Ajută-ne, Doamne. Ajutați pe Sfinți. Când vreți voi. Este un timp în care poți folosi darul. Este un timp în care ai putere fizică. Este o vreme în care Dumnezeu te poate folosi. Eu cred că pentru darurile supranaturale și nu numai Dumnezeu, are un mod prin care le destinează pentru ceva anume. Dacă vreți, le predestinează darurile, chemările în slujbă, nu la mântuire. Și se explică că Dumnezeu ia un bărbat Dintr-o altă parte a lumii, familia lui n-a avut nimic cu Dumnezeu. Îl iar ridică, îl folosește și face ce vrea Dumnezeu prin el. Poți să comentezi, poți să nu fii de acord. Dumnezeu oricum face ce vrea. Amin? Amin? Slăvit să fie Domnul! Am văzut în istorie, am văzut chiar în biserica noastră, cum dintr-o familie, din copii mulți și uneori foarte mulți, Dumnezeu a ales un om. Poate Domnul a ales o soră și vrea să o folosească. Cine sunt eu ca lemn de chifor să zic, nu ți de acord cu asta? Dăruiește-te lui Dumnezeu. Debarasează-te de lume. Știți cât ne va vorbi Dumnezeu? Cât de departe stăm de păcat? Știți când ne va vorbi Dumnezeu? Când are unde să pună mesajul. Când inima e curată. Ce dai pentru biserică? Ce dai să dai din toată inima? să-ți alegi, să-ți definești teritoriul în care te-a chemat Dumnezeu. Nu intra în postat altuia, nu fă lucrul altuia, că nu o să primești răsplată pentru asta. Rămâi în domeniul în care Dumnezeu te-a așezat. Și mai spun un singur lucru. Știi ce caută Dumnezeu? Oameni disponibili. Dacă ești prea ocupat pentru că jobul mi ocupă tot timpul, dacă n-am timp pentru că familia mea e prea aglomerată, dacă, dacă tot felul de motive invoc, Domnul zice, vreau să te folosesc, dar aștept să fii Disponible.